Taina cea mai de preț pe care o avem la îndemână în ce privește libertatea din cruce este de a nu folosi crucea împotriva nimănui, decât împotriva celui care oricum când vede crucea plesnește, moare și miroase urât. Important este să înțelegem că a fi pe cruce înseamnă a privi lumea cu smerenia dragostei. Lucrul care ne lipsește cel mai mult astăzi e să iubim cu smerenie lumea în care Dumnezeu ne-a îngăduit să ne câștigăm mântuirea. Care nu e nici mai bună, nici mai rea. Nici mai sus, nici mai jos decât alte lumi în care au trăit alții. E lumea noastră. Noi o putem modifica. Noi o putem trăi altfel. Noi putem face din ea un nou început, de fiecare dată. Dacă mâine dimineață vă puneți în minte o săptămână să nu bârfiți, să nu înjurați, să nu bodogăniți, ca să zic un cuvânt duhovnicesc, nu înjurătură, să nu ispitiți pe nimeni cu orgoliul și să nu vă mai fiți comportați ca niște răutăcioși, crucea și-a făcut efectul. Pentru că în sine crucea schimbă viața. Crucea îi dăruiește vieții sensul cel mai de preț pe care i-a, de sensul învierii.